Bună dimineața, băieți! Suntem aici, am rezolvat o familie, le-am reparat solarul. După cum vedeți, am schimbat folia. Și în acest caz, cum solarul este micuț, o să le facem o trapă de aerisire. Le-am anulat media luna și le lăsăm una fixă, pe care o să montăm o plasă de insecte. Uitați-vă, aici, pe acest tub, am montat un perfil, acest perfil, da? Aici o să prindem plasa și o prindem cu femeia. Uitați, femeia intră așa, da? Și bărbatul are o formă, uitați-vă la forma lui, intră aici, cu ciocanul de gumă. Vreau să vă arăt plasa care vom pune și ce mărime are. Este perfectă ca să facă aerisirea pe timp de vară și atunci când nu sunteți prea dependenți de solarul dumneavoastră. O să vă facem mai târziu alt video să vedeți cum a rămas. Suntem aici sus, aproape că terminăm trapa noastră de aerisire, un pic originală pentru că este fixă. Am făcut-o de culoare verde ca să se asorteze mai bine cu peisajul și am prins-o cu sârmă ondulată. Vreau să se vadă. Acum va trebui să tăiem toată fusta asta care este în plus, da? Și o să vedem mai târziu cum arată. Da? Și acum rămâne de tăiat plasticul care este în plus. Uitați-vă cum suntem obișnuiți să o facem, lăsăm o fustiță ca o streașină. Suntem aici cu solarul nostru, De această dată am hotărât împreună cu stăpânii să schimbăm sistemul tradițional. La porți am pus plasă, pentru că oricum în timpul iernii ei nu vor folosi roșii, nu vor pune roșii, dar în timpul iernii cu această plasă se poate avea salată verde sau napi. Aici, în zona unde suntem, nu ninge. Bine? Aici, în zona unde suntem, trebuie specificat, niciodată nu coboară temperatura mai jos de 2 grade Celsius. Așa că, cu aceasta poartă, îmbrăcată cu plasă de insecte, nu avem probleme de îngheț la plante. Vreau să vedeți cum am îmbrăcat poarta. Am folosit un perfil clip de fier, femeia și bărbatul. Acum să începem cu tapelul. Vă place poarta noastră? Uitați, aici avem și cealaltă poartă. Semiluna verde, de culoare verde, și poarta din plasă. Trece aerul, da? Solarul nostru va dura mai mult, folia va dura mai mult, nu vom avea condens și nu vom folosi venin. Nu vom folosi tratament atât de mult la plantele noastre. Aici suntem și cu porțile. Acum punem plasa pe ele. Uitați-vă ce fel de plasă și ce fel de culoare am pus pe poartă, ce fel de perfile și cum le îmbinăm. Da? Uitați-vă un pic. Am aici sistemul pe care l-am pus pe porți. Acest perfil l-am pus pe porți ca să evit clipsurile. În acest perfil vine introdusă femeia, da? Fac un pic de presiune ca să vedeți. Ea se deschide. Vedeți cum s-a deschis? Și în interior, cu presiune, cu ajutorul ciocanului, intră bărbatul, da? Așa. Se vede? Bun. Acest sistem l-am montat aici. Vreau să se vadă. Și uitați cum coasem. Acum am construit partea asta. Poarta am lăsat-o de culoare verde. Am terminat de făcut poarta, acum o să-i tăiem toate fustele care nu sunt necesare. Vreau să vedeți ce bine taie, pentru asta am ales și o farfecă care este prima ei zi, da? Și haideți la treabă! Uitați-vă ce plasă și ce bine taie foarte. Listo. Așa arată solarul nostru pe dinăuntru. Am terminat. Uitați-vă, vă rog frumos, cum au rămas porțile noastre făcute cu plasă. Plasă verde pe exterior și în dreptul porții și plasă albă în restul porților. Acerca-te! Aici am considerat că plasa este mai bună, pentru că în zona în care suntem nu ninge, nu îngheață. Aici, într-adevăr că se poate pune plasă.